Scopul vizitei Alteței sale regale, Principele Radu la Nucșoara, îl constituie susținerea inițiativei familiei Elisabetei Riza de reparare și transformare a casei bătrânești într-un muzeu interactiv, un spațiu al memoriei românești. Ca la bunica acasă. Toate bunicile aveau la fel. Și aici e... Da, bețișorul cu un grădin cu un lămână. Și aici? Unchiul din Domnești, care a fost un pușcat de securitate, noaptea scos din casă. E... Sigur. Era unchiul din Domnești? Da, din Domnești. Mm-hmm. Și de mai mult de acolo s-au revoltat. De la momentul acela? Era mult mai în vârstă ca ea? Nu era. Era un frate mai tânăr? Mai tânăr, da, era mai tânăr. Da. Și dumneavoastră veniți din ce parte? Strănepotul. Din partea lui Elisabeta Riza, strănepotul. Era străbunica. Străbunica. Mama bunicului. Da. Da. În 97. Când a ajutat-o majestatea sa Dumnezeu să-l uite cu operația la picioare, că nu mai putea să meargă. Deci nu m-a dat bușelea. În 97 de Crăciun. De Crăciun, tine, exact. Da. Ce mult a trecut atunci. Da, de Crăciun a venit în zilele acelea. După. Exact după, da. Da, un pic după Crăciun. Da, exact. Da. Între Crăciun și anul. Exact, da. Elisabeta Riza, simbol al eroicei rezistențe a românului împotriva totalitarismului impus țării noastre după al doilea război mondial, a încetat din viață în anul 2003. Regele Mihai a vizitat-o la casa ei din Nucșoara, apoi a așezat-o la dreapta majestății sale, la dineul mileniului în capitală, la cumpăna dintre anii 1999 și 2000. Se arată în comunicatul de presă al casei majestății sale, Principesa Margareta, custodele coroanei regale. Radu Duda a asigurat familia Elisabetei Riza de tot sprijinul. Sunt foarte bucuros că această întâlnire astăzi a putut avea loc. Ea se datorează lor, fiindcă au scris o scrisoare de curând majestății sale Margareta, custodele coroanei și mie, spunând că au avut această frumoasă inițiativă în familie să facă o asociație care să-i onoreze legământul și să-i pună la adăpost pentru istorie atât principiile, cât și valorile, cât și casa. Este un gest excepțional și dă un foarte mare exemplu pentru societatea românească. Iar faptul că vine din familia Elisabetei Riza face lucrurile încă și mai frumoase ca simbol. Așa că m-am grăbit imediat ce s-a terminat programul cu sărbătorile din Săptămâna Mare și Paștele să vin. Suntem încă în a treia zi de Paște, deci am făcut acest lucru cu multă dragoste și mă simt eu foarte privilegiat că am putut să vin să reprezint pe majestatea sa aici. Neîndoios că o să-i ajutăm să răzbată cu asociația, fiindcă ea are și caracter de familie, dar are și un caracter civic, pentru că e o organizație care vorbește lumii despre valorile bunicii și străbunicii lor. Familia Elisabetei Riza a inițiat acest proiect, dar are nevoie de sprijin. Ce puteam să scriem decât urări de bine? Casa Regală întotdeauna a fost alături de noi, de străbunica, știți, cu operația, cu drumul, a fost alături de noi și am sperat și sper în continuare că ne va ajuta și va fi alături de noi. M-ați observat și dumneavoastră, avem toată încrederea dumnealor și sprijinul în continuare. Practic înțeleg că vreți să transformați casa într-un muzeu. Da, așa este. Avem un proiect, să o salvăm. Este într-o stare destul avansată de degradare, da. Sperăm cu ajutorul Casei Regale să o salvăm. Reprezentanții autorităților locale spun că au supus deja atenției Consiliului Local acest proiect. În funcție de ce vor hotărâ arhitecții, o să avem o întâlnire la București, am înțeles, și fiecare o să ne asumăm o parte din efortul care trebuie făcut aici. Și la momentul acela vom stabili concret fiecare cu ce venim să putem să ducem la îndeplinire acest proiect.
Elisabeta Rizea a fost nepoata unui fruntaș țărănist, Gheorghe Șuța, ucis de securitate în 1948. Soțul ei, Gheorghe, a făcut parte din organizația de partizani Haiducii Mușcelului. Vreme de ani de zile i-a ajutat cu hrană și cu informații pe partizanii anticomuniști conduși de Toma Arnăuțoiu și Gheorghe Arsenescu. A fost arestată și a petrecut 12 ani în închisorile de la Pitești și Jilava. A fost torturată, dar n-a divulgat niciodată nimic. Elisabeta Rizea a murit în urmă cu 15 ani, în octombrie 2003.